O jumătate de centenar s-a scurs de când festivalul Maria Tănase este celebrat odată la 2 ani în cetatea Băniei. Și pentru că este o ediție specială, în recital pe scena Naționalului Craiovean, vor urca laureații a edițiilor anterioare ale festivalului. Vom încerca să aducem pe scena festivalului laureații ai festivalului, oameni care au avut un cuvânt de spus de-a lungul vremii în ceea ce privește conturarea istoriei acestui eveniment, încercând ca în prima seară, de exemplu, să avem alături de noi trofeele festivalului Maria Tănase, iar în cea de-a doua seară premii 2, 3 și premii speciale. În ultima seară vom merge pe ideea altor premii care nu am putut să le distribuim. Mergem pe 70 de persoane, deci cam pe seară împărțiți, vedeți că sunt peste 20 de recitaliști. Asta o să însemne că ne ducem undeva spre miezul nopții cu recitalurile. Deși mai este timp până la marele eveniment, concurenții, soliști vocali și instrumentiști cu vârsta cuprinsă între 16 și 35 de ani se pot înscrie pentru concursul din cadrul festivalului până la data de 8 noiembrie 2019. Preselecția va avea loc luni, 11 noiembrie, la Teatrul Național Marin Sorescu din Craiova. Ele sunt trofeele festivalului, sunt realizate de artistul plastic Mihai Țopescu. Valoarea lor pentru concurenții care vor fi premiați este pentru trofeul Maria Tănase de 2000 de euro brut, premiul întâi 1000 de euro, premiul 2 750 de euro și premiul 3 500 de euro. Biletele vor fi puse în vânzare începând de mâine, 1 noiembrie, la Agenția Teatrului Național Marin Sorescu. Prețul biletului este de 50 de lei pentru o seară de festival. Festivalul se va desfășura în perioada 11-15 noiembrie la Teatrul Național Marin Sorescu din Craiova și va fi transmis în direct începând cu ora 18 de TVR Craiova și TVR 3.